Bună ziua, Anca! Bună! Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră să ne prezinți o mașină, spunem noi, destul de rară la noi, și anume un Alpina B11. 11-35, da. 35. Pe seria de caroserie a fost un BMW E32, nu? Adică seria 7 vechi. Seria 7 vechi, da. Împreună cu noi îl avem și pe? Da. Gerula. Cum te cheamă? Gerula. Da? Sau cum spune el, ce mașină e asta? Alpina BMW. Deci mergem cu un Alpina BMW. Bun. Dar știi că e bine. Mașina vine cu un motor de 3,5 litri. Da. Da? Un V6. Nu, 6 în linie, pardon. 6 în linie, dacă așa e BMW. Mașina, cum spuneam, este destul de rară și anume am înțeles că este numărul 50. Avem și aici o plăcuță care ne spune asta. Da. Din 150 de bucăți fabricate. Așa. Ceea ce face destul de rară mașina. Probabil că este singura de la noi din țară. Da. Din câte știu eu. Poate să greșesc. Da. Cum v-a venit ideea? Nu știu, da. Am vrut și cu soțul, aveți mai multe Alpina? Mai nou, da. Cum v-a venit ideea? Nu știu, să vă baxați mai mult pe Alpina. Fiind mai rare, bănuiesc, nu? Sunt mai rare. Cum am ajuns noi la Alpina seria 7, n-a fost foarte greu, pentru că noi avem un șoptar, un 730, da. Și am fost foarte încântați de cum merge. O mașină foarte, foarte frumoasă. Însă nu este o mașină valoroasă. Ca și investiție și ca și moștenire, de ce nu? Ne-am gândit că dacă suntem hotărâți să păstrăm în seria 7, trebuie să fie Alpina, clar. Alpina 1. Este Alpina, da, este pentru noi numărul 1 din seria 7. Da, asta le conferă lor practic și o valoare în timp, faptul că sunt ediții foarte limitate. Exact. Mult mai limitate decât alte mașini, ca să spun așa. Și ce e diferit față de un BMW normal la un Alpina? Cum recunoaște de fapt un Alpina față de un alt L32? Prin binecunoscutele lor jante. Alpina, buza aceea față pe care scrie la orice model inscripționat Alpina și pe spate la fel inscripția de Alpina. Și bineînțeles la interior, în care au fost și materiale mult mai calitative față de un BMW normal. Așa. Și binecunoscutul lor la fel, nucă de schimbător din lemn. Cam toate modelele au așa, din câte știu eu, nu? Nu toate sunt din lemn, dar emblematic pentru Alpina pe interior, în afară de volan și nucă, care sunt cele mai vizibile, să zic așa. Bine, mai sunt și interioarele care au dunga specifică de Alpina. Noi nu le avem pe mașina asta, dar pe viitor sper ca următoarea achiziție să fie. Da, ele vin cu niște dungi, din câte mai aminte, aurii, nu? Nu, sunt niște dungi albastru cu verde. Doar pe seria 7? Pe orice serie. Așa este. Astea sunt culorile de am la înțeles. Alpina. Am înțeles că pe unele vin cu auriu, ceva de genul ăsta. Cele exterioare, da. Sticărele, da, sunt aurii, argintii. Bun, prima impresie care ți-o lasă mașina asta de cum te duci la volan, clar, mașina este făcută pentru confort. Da. Este o mașină foarte, foarte confortabilă. Și ce am observat foarte interesant la ea, că are cotiere individuală. Da. Fiecare... Ce opțiuni specifice, ca să spun așa, are în plus față de un... Păi Alpina are și... De un 38. Și evacuarea. Da, deci este evacuarea, altă evacuare. Alpina, da. Și practic, de știu eu, la motor s-au făcut mari modificări, da. La putere, în primul rând. Da. Alpina, modificarea principală pe care o face Alpina este cea la motor. Da. Motorul este primul modificat. Și bineînțeles, alte elemente calitative. Da. Numai că trebuie și la interior, dacă ne uităm. Mergem în pădure, da. Mașina oricum are multe opțiuni. Este o mașină cu un interior din piele. Chiar asta pot să spun, dar că nu lipsește absolut nimic față de o mașină din ziua de azi. Scaunele sunt încălzite, electric.
electrice, geamuri electrice. Merge foarte bine, exagerat de bine chiar. Pentru o mașină de vârsta ei. Mașina este înscrisă ca și istoric, nu? Încă nu, n-am avut timp. Dar are vârsta? Încă nu are. Cum este cu să deții o Alpina sau mai mult? Adică mă refer la achiziționarea de piese, la ce ține de mentenanța lor. E puțin mai diferit și mai greu, îmi bănuiesc la noi în țară. Și mai scump. Asta e în primul rând, da. Dar nu mai e greu să faci jos de piese. Da. Dacă vrei să păstrezi originalul. Păi majoritatea nu se găsesc second hand. Cele mai multe se cumpără de noi. Se comandă de la Alpina. Cu niște prețuri bănuiesc că e exorbitante. Niște prețuri, da. Dar pentru o mașină valoroasă investiția este, trebuie să fie pe măsură. Corect, corect aici. Mașinile am observat și în garaj când am filmat. Sunt în total una, două, câte Alpina? 4, nu? Sunt 5 Alpina achiziționate. Una era în restaurare. Una era în curs de restaurare. Una restaurată total. Am înțeles. 31. Vă întreb, asta e ideea care pentru cei care se uită la noi să știe, mașinile sunt la un moment dat sau vor fi și de vânzare? Viitorul apropiat în niciun caz. Nu se văd. Nu, nu. Motivul pentru care noi am cumpărat modelele Alpina a fost pentru păstrare. Am înțeles, pentru viitor, adică. Da, da. Pentru când va lua pentru la colecție. Permisul. Da, pentru când va lua și sper să le și aprecieze. Așa este. Bun, mașina asta când am văzut-o prima oară la voi în garaj și am primit și pozele. În primul rând că știam că nu mai există niciunul dintre, cum am mai spus. Mami, la noi nu cred că mai există. Mi-a adus aminte instant de filmul acela cu James Bond. Mașina asta. Dacă și a fost folosită în model ca ăsta, se numește Goldfinger, mașina. Există un singur model în lume. Exact, asta e diferențiat, are niște aripioare pe spate, diferite. Dacă... Știi că se zvonește că mașina aceasta, numărul 50, ar fi aparținut pilotului de Formula 1. Da. Așa este. Asta înseamnă că e destul de interesant și am mai aflat din povestea ei că se crede că ar fi prima mașină. Teoretic. Teoretic. Da. Da, că ea după aia apare cu seria de 50 aici. Așa este. Da. Pentru că este singura care vine cu motorizarea asta, din câte am înțeles eu, nu? Da. Și-a memorat bine. Ce, care sunt minusurile la un Alpina, în afară de costurile de întreținere mari? În afară de costurile de întreținere, eu n-aș vedea niciun minus. Mașinile Alpina sunt mai puternice decât cele normale BMW de serie. Mi se pare că sunt mult mai bine înfipte. Da, e clar asta. Cred că merg și mai bine. Stau mult mai bine pe, bineînțeles fiind mai sport, am impresia că au o ținută mult mai bună pe drum. Exact, și oricum așteptea Alpina care le găsești și la vânzare chiar, sunt de obicei mașini foarte bine întreținute de cursul anilor. Pentru că cine, pe vremuri cine cumpăra un Alpina, cumpărau anumiți oameni. Nu era pentru oricine un Alpina. Așa este și nici acum cine deține Alpina nu o deține ca și mașină de exact, zi cu zi. Exact, cum spuneam, dacă fostul proprietar a fost un pilot de Formula 1, deci vă dați seama pe vremuri când a apărut mașina aceasta, cam cine avea bani de ea să o cumpere, exact. De nouă. Exact. Iar acum nici nu se merită să-ți cumpere o Alpina și să mergi zi de zi cu ea, pentru că... Automat, da, nici n-ai... Este clar o mașină de colecție. Exact. Mai ales că, după cum știm, problema la noi în țară, la motoarele astea mari, sunt impozitele exorbitante. Da. Și asigurările. Unde merge? Ca și consum, mașina unde se cadrează? Dacă nu avem toate... Pe la cât sunt? 10? 15? Cred că între 15 și 20. 15-20. Bine, da. Și un motor foarte mare. Este un motor mare și ea este o mașină mare. Exact. Și consumul este pe măsură, dar... Noi fiind o mașină de zi cu zi, o mașină de plimbare, da, e mai puțin important. Nu cred că e o... Oricum, motorul ăsta cred că este perfect pentru caroseria asta, că observ că mașina trage foarte lejer. Da, da. Deci
Deci, practic, ei ce au reușit să facă cu mașina asta a fost să îmbine luxul, practic, confortul dinăuntru la perioada aceea, cu sportul. Cu sportivitatea, da. Ea este o mașină în interior destul de elegantă, chiar dacă are scaun de sport. Corect, vorbim până la urmă de 87. Este o mașină pe care, dacă nu ar fi fost atât de greu de întreținut, să spun, sau costisitor, cu siguranță era mai multe. Cu siguranță era mult mai multe și la noi, așa este. Păi în asta, dacă facem un calcul din Alpina deținute, pardon, din Alpina rămase în țară sau care sunt deocamdată în țară, cred că aveți un procentaj destul de mare din totalul de Alpina. Ați putea forma singuri... Cred că sunt ale noastre. Ați putea forma singuri un club Alpina, știi? Urmă să zice că la 3 exemplare se poate înființa un club. Așa este. Noi chiar n-am gândit la lucrul acesta. Noi suntem înscriși într-un grup, al grup Alpina pe Europa. Am înțeles. Și îmi place să văd că sunt colecționate Alpina și sunt posesori de Alpina care le păstrează foarte bine. Da, cele vechi, clar, toate sunt restaurate. Foarte puține sunt în stare originală. Și sunt mașini ținute doar în garaj, scoase doar la plimbare, doar pe vreme frumoasă. Da, mă înțeles că noastră nu scoate niciodată pe vreme urâtă. Nu, niciodată. Și de obicei alegem zilele de weekend, orele foarte matinale, ca să nu avem nici incidente și să putem să ne bucurăm de ele. Corect, așa este. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să filmăm aceste mașini. Probabil că n-a făcut-o nimeni, cred, un interviu cu mașina asta și la drum cu ea. Nu. Mașina asta este pentru prima oară când apare într-un material. Așa este, da. Am înțeles că e proaspăt achiziționată, nu? Da. Aseară a ajuns acasă. Deci a fost practic un cadou de Crăciun. Da. Cu o întârziere puțin. Frumos cadou. Da. A fost un cadou mai mult pentru garaj. Să întregim colecția. Vă mulțumim mult încă o dată, frumos că ați venit invitația noastră. Mulțumim. Vă așteptăm și data noi viitoare cu alte mașini la fel de speciale ca acestea. Cu siguranță o să găsim. Poate facem ausat în colecție și două E24, două seria 6. Da. Poate avem ocazia să facem și cu ele. Sigur. Și de ce nu, poate în viitor cu M3. Un M30 M3. Poate. Păi, Alpina ți-a chestionat, mai aveți un M și poți să spui că colecția este întreagă. Da, este singurul E30 care lipsește din colecție întreagă. Da, am înțeles și asta, că aveți toate motorizările pe toate caroseriile. Da. Bun, până data viitoare, ne auzim, la revedere! La revedere!